Mihail Vlasov a cerut judecătorilor să fie liberat, el susținând în fața judecătorilor că nu a cerut mită un milion de euro și nici nu a primit o primă tranșă de 200.000 de euro. Mihail Vlasov a susținut în apărarea lui că voia să cumpere o tipografie de la omul de afaceri care l-a denunțat la DNA. El este acuzat că a cerut mită de la un om de afaceri ca să-l ajute să câștige un proces pe care acesta l avea pe rolul curții de arbitraj internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industria României. Fica lui, Vanda Vlasov, a fost audiată miercuri ca martor și a luat apărarea tatălui ei. Ea a spus că tatăl ei, Mihail Vlasov, nu a pus mâna pe bani. Despre faptul că el joacă la casino și chiar a pierdut sume foarte mari de bani, Vanda Vlasov a declarat că jocurile de noroc reprezintă o îndeletnicire a nobilimii.